Profesori, colegi, prieteni și nu în ultimul rând membrii familiei au vărsat în această zi lacrime amare pentru Denisa. Adolescenta a fost condusă pe ultimul drum după ce și-a pierdut viața în teribilul accident din zona Kaufland. Fata de doar 15 ani se întorcea de la școală și a fost prinsă sub roțile unui tir și târâtă peste 100 de metri în momentul traversării prin loc nepermis în timp ce vorbea la telefon. Denisa a lăsat în urma ei multă durere și tristețe, mai ales că era un copil exemplu atât pentru profesori cât și pentru părinții ei. Pe pagina sa de socializare au fost postate sute de mesaje de condoleanțe.